La bibliotecă nu doar se citește sau, în ultimii ani, se accesează internetul, ci se fac cursuri de alfabetizare pentru copiii cu diferite deficiențe. La Biblioteca Municipală din Petroșani, responsabilii spun că au întâlnit copii care nu știau să scrie numele, dar doreau să acceseze internetul. Avem un proiect împreună cu doamna Ciurea de la Școala 7, în care am strâns un grup de copii, copii cu CES, adică cu cerințe educaționale scăzute. Cu ei lucrăm cam de 2-3 ori pe lună. Avem după amiaza, miercuri în general, de la ora 17, cam 2 ore. Am avut copii care chiar n-au știut literele, pe care noi am pus să învețe, le-am dat termen o săptămână, două, pentru că vreau să vină la calculator, vreau să-și facă pagină de Facebook, vreau să lucreze, să se joace, dar ei nu știau literele. Și atunci le-am dat câte un abecedar, le-am dat un termen și au reușit să... Deci nu le-am dat voie la calculator până n-au știut să știe toate literele. În ce clasă sunt acești copii? 1-4. Copiii cu astfel de probleme sunt în clasele primare. Vina nu aparține nici părinților, dar nici dascălilor. Copiii s-au născut cu astfel de probleme. Așa s-au născut, deci au un coeficient de inteligență mai scăzut, nu e vina nimănui, zic eu, nu sunt medic ca să mă pronunț, dar trebuie încercat și lucrat cu ei mai mult. Noi nu preluăm rolul școlii, să se înțeleagă, deci noi suntem ca un ajutor, să spun așa. Încercăm să-i facem să înțeleagă că și ei au un rol important în comunitatea noastră. Și vor avea atunci când vor crește mai mari. De aceea noi facem aceste acțiuni pe care acțiuni, spectacole am făcut cu ei, tocmai prin jocuri. Deci un pic mai ușor. Nu i-am pus să învețe. Toți acești copii cu probleme ar trebui integrați în școli speciale pentru a li se acorda atenția cuvenită. Nu este vorba despre marginalizare, este vorba de integrare într-un mediu adecvat lor.